Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie, pentru nativii din Zodia Taur. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să începem! Pentru nativii din zodia Taur, ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pentru voi pentru luna iulie, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte frumos și pentru nativii din zodia Taur. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem arcana majoră Lumea, ultima arcană majoră din suita de tarot, cartea care ne vorbește despre simbolismul planetei Saturn, despre lucruri care se finalizează, care ajung la finalul unui ciclu și în urma acestei luni, începând din luna august, o să trebuiască să începeți ceva nou. Aici, din păcate, pentru o mică categorie dintre tauri, e posibil să se finalizeze o relație în luna iulie. Și dacă această relație era toxică, nu vă mai servea, nu vă mai ajuta să creșteți, să evoluați, lăsați-o să se termine, lăsați-o să ajungă la punctul normal la care ar trebui să ajungă, pentru că din luna august, universul vă rezervă aici niște surprize foarte plăcute și acum în iulie, dacă e momentul să faceți curățenie în casă, faceți acest lucru. Pentru o parte dintre tauri, aici e posibil cu această carte să se reîntoarcă cineva din străinătate, să reapară în viața voastră o persoană care era plecată în străinătate. Și nu doar că se reîntoarce în viața voastră, dar aici, această carte fiind combinată cu energia asului de monede, persoana respectivă vine și cu o ofertă foarte stabilă, poate că vine cu mai mulți bani și având o stabilitate financiară, începe să se gândească persoana respectivă la a se stabiliza, la a-și construi o casă, la a-și întemeia o familie. Nu știu, aici depinde de situația particulară a fiecăruia dintre voi. Hai să vedem mai multe clarificări aici pe partea de dragoste pentru nativii din zodia Taur. Ok. Da, plin de cupe și de bâte, și emoții și pasiune aici pentru Taur pe partea de dragoste în luna iulie. Cu 10-le de cupe vedem că este motiv de sărbătoare, motiv de sărbătoare în familie. O parte dintre tauri în luna iulie o să întemeieze o familie. O parte dintre voi e posibil să vă logodiți, să aflați că o să aveți un copil, să faceți nunta sau pentru că această persoană reapare în viața voastră, cineva se întoarce din străinătate, aici e posibil să reîncepeți o relație din trecut și cu regina de cupe vedem că aici este o conexiune emoțională foarte puternică, dar nu doar asta, cu regele de bâte există și o atracție fizică foarte, foarte puternică între cei doi parteneri, între cele două persoane. Pentru taurii care sunteți singuri, fiți atenți la aceste persoane care se pot reîntoarce în viața voastră, la persoane care vin din străinătate sau la persoane cu care ați mai avut de-a face în trecut și acum vă caută din nou, pentru că aici cu regina de cupe și regele de bâte poate să fie vorba de o legătură emoțională foarte frumoasă, de o relație clădită pe dragoste, dar și pe atracție fizică. Pentru cei care sunteți deja într-o relație,
Aici, combinația acestor cărți îmi arată că relația voastră avansează, trece la următorul nivel de stabilitate. Indiferent ce înseamnă asta pentru voi, poate că hotărâți să vă mutați împreună, poate vă logodiți, poate vă căsătoriți, poate o să aveți un copil, poate vreți să faceți niște investiții împreună, pentru că aici această arcană majoră este combinată cu asul de monede și ne vorbește despre clădirea unor fundații mai solide, mai stabile pentru relația voastră. În orice caz, combinația de cărți este foarte frumoasă, este foarte benefică pentru tauri. Profitați la maxim de această energie, puteți să vă canalizați majoritatea energiei în luna iulie pe partea de dragoste, pe relațiile voastre interumane, interpersonale, pentru că de aici o să aveți parte de foarte multă armonie, foarte mult echilibru, de numai de lucruri pozitive. Acest sector al vieții voastre este foarte frumos aspectat în luna iulie. Nu știu ce să vă mai spun, pentru că sunt doar cărți pozitive, doar energii frumoase. Hai să trecem mai departe. Aici, pe partea de sănătate, avem treiul de monede. O carte care ne vorbește despre nevoia de a învăța ceva, dar și despre nevoia de a depune efort constant, susținut, zi de zi, astfel încât să obțineți ceea ce vă doriți de la corpul vostru, de la organismul vostru. Pentru cei care vreți să începeți să faceți sport sau vreți să începeți să țineți o dietă sau să renunțați la un viciu, indiferent care este țelul vostru de sănătate pentru luna iulie, aici văd că puteți să aveți foarte mult succes dacă vă găsiți un grup de oameni care au aceleași țeluri, aceleași dorințe, aceleași aspirații. De exemplu, dacă vreți să începeți să faceți sport, aici sporturile de echipă sau sporturile practicate într-un grup de oameni care tot timpul vă întâlniți, același grup de oameni și vă motivați reciproc ca să vă țineți de treabă, sunt foarte bine aspectate. Dacă vreți să țineți o dietă, aici poate vă alăturați la un grup de suport sau poate vă downloadați o aplicație în care găsiți acolo un forum sau un grup de oameni cu aceleași țeluri, aceleași dorințe, aceleași aspirații și iarăși vă motivați reciproc. La fel, dacă vreți să renunțați la un viciu, poate găsiți un grup de suport cu oameni care și ei încearcă să renunțe la acel viciu și discutând, schimbând opinii, oarecum vă motivați unii pe alții să treceți mai ușor peste această etapă. Hai să clarificăm acest trade de monede pe partea de sănătate pentru luna iulie pentru tauri. Oh, foarte frumos! Foarte interesant! Uite, aici avem 6 de cupe, 7 de bâte și magicianul. Toate sunt cărți pozitive și care ne arată că puteți să aveți succes în luna iulie, în tot ce vă doriți să obțineți aici pe partea de sănătate. Cu 6 de cupe, e posibil pentru o parte dintre tauri să reapară o problemă de sănătate pe care ați avut-o în copilărie, dar cu 7 de bâte văd că acum voi sunteți pe poziția de superioritate și cu magicianul este în mâinile voastre să rezolvați această problemă de sănătate și să scăpați de ea odată și pentru totdeauna. Pentru cei care aveți niște boli cronice sau suferiți deja de o afecțiune, aici cu 6 de cupe văd că în luna iulie o să vă simțiți mai bine, o să vă simțiți mai plin de energie, mai fără griji, mai protejați oarecum de univers și dacă profitați și de acest 3 de monede și depuneți efortul necesar împreună cu 7 de bâte și cu magicianul, puteți să vă îmbunătățiți considerabil starea de sănătate. Pentru o parte dintre voi, dacă este posibil pentru afecțiunea voastră, puteți chiar să scăpați odată și pentru totdeauna de aceasta. Dacă e o boală cronică pe care știți că o să o duceți după voi tot restul vieții, măcar cu această combinație de cărți puteți să vă îmbunătățiți semnificativ afecțiunea, problema și să vă fie mai ușor pe viitor. Oarecum, efortul depus acum în luna iulie o să vă ajute pe termen lung să vă îmbunătățiți standardul de viață. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre,
Aici avem pentru luna iulie doiul de bâte. O să fie o lună în care o să aveți multe discuții, multe conversații, multe dezbateri. Pentru acei tauri care au deținut prelegeri, prezentări, pentru cei care trebuie să vă susțineți o diplomă, un examen, luna iulie este momentul ideal. O să găsiți exact cuvintele potrivite pe care trebuie să le spuneți, plus că tot focul, toată pasiunea voastră o să fie foarte ușor de perceput de cei care vă ascultă și o să puteți să-i convingeți pe interlocutorii voștri să adopte ideile voastre. Hai să clarificăm aici acest doi de bâte, această energie atât de activă și de pasională în afacerile, banii și cariera voastră pentru luna iulie. Ok, bun. Deci aici cu doiul de bâte și pajul de săbi, e clar că o să găsiți exact cuvintele potrivite, astfel încât cu optul de monede să culegeți exact răsplata pe care vă doriți, să prindeți ca acest paianjen în pânza voastră de cuvinte meșteșugite toate comorile pe care vă doriți să le obțineți. Și aici cu cavalerul de monede văd că pentru o mare parte dintre tauri este posibil ca în luna iulie să obțineți o promovare. Vi se recunosc meritele, vi se recunoaște efortul, poate primiți un bonus, o mărire salarială sau chiar o promovare. O să treceți într-o poziție de conducere, de leadership în organizația în care lucrați sau în domeniul în care activați. Pentru cei care aveți afacerea voastră, pentru cei care sunteți antreprenori, aici o să deveniți mai proeminenți în domeniul în care activați. Luna iulie este momentul ideal să dați drumul la campanii de marketing, pentru că în acest fel o să atrageți clienți noi în afacerea voastră, în businessul vostru. Pentru cei care sunteți angajați la o companie, luna iulie este momentul în care puteți să escaladați ierarhia din corporația în care lucrați și să avansați la următorul nivel. Doar aveți grijă ca în acest proces să nu vă faceți mai mulți inamici decât v-ați dori. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri oracol Puterea Gândului, un gând frumos cu care să vă las pentru luna iulie, un mesaj de încurajare pentru toți nativii din Zodia Taur, fie că aveți soarele, luna natală, ascendentul, o aglomerare de 4 sau mai multe planete sau orice alte plasamente planetare importante în această zodie. Pentru cei care aveți un Taur în viața voastră și urmăriți această etalare ca să vedeți ce se întâmplă cu această persoană, fiți atenți la aceste carduri Puterea Gândului, la mesajul pe care o să-l scoatem de la aceste cărți oracol, pentru că s-ar putea ca la un moment dat în luna iulie să puteți să vă folosiți de aceste cuvinte ca să îi încurajați pe Taur, să îi ajutați să revină pe calea corectă, pe traiectoria optimă pentru destinul lor. Și avem o carte care a vrut să sară. Mesajul pentru nativii din Taur este următorul. Vindecarea mea este în plină desfășurare. Intenția mea de a ierta declanșează procesul meu de vindecare. Dau voie iubirii din inima mea să mă inunde, curățându-mi și vindecându-mi fiecare parte a corpului. Știu că merit să fiu vindecat sau vindecată. Un mesaj foarte frumos care vine aici să completeze etalarea pentru nativii din Zodia Taur. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Sper că v-a plăcut acest nou format pentru etalările lunare. Am decis să fac această schimbare pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să reintroduc etalările lunare, dar în același timp am restrâns foarte mult etalările zilnice, astfel încât acelea să fie doar așa un mic semn de circulație,
pe traseul acestei luni, însă majoritatea informațiilor mă aștept să vi le luați din aceste etalări pe zodii. De aceea e foarte important să urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru semnul zodiacal în care aveți luna, ascendentul sau orice alte plasamente planetare pe care voi le considerați importante. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de acest nou format. Sper să vă placă. Vă mulțumesc încă o dată că ați stat cu mine până la final și ne vedem și în următoarele videouri. Pa, pa!